la inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, stimate ascultătoare, la o nouă întâlnire aici unde drumurile ni se intersectează și unde de la inimă la inimă se strâng pentru eternitate pagini și pagini din cărțile vieților noastre. În această emisiune o veți cunoaște pe Simona Caba. Veți afla poate mai puțin despre ea, mai mult despre ceea ce face și despre implicarea ei în lucrarea misionară. După 2 ani petrecuți la școala biblică din Dallas, Simonei se deschide un câmp misionar în Mozambic. Prima descindere acolo a durat 6 săptămâni, acum 3 ani, după care a mers din nou pentru 3 luni. În acest timp a primit o viziune, lucrarea cu copiii din Mozambic. Dar acum haideți să-i spunem bun venit la întâlnirea noastră de suflet și împreună să încercăm o călătorie imaginară până în locurile de care ea se pare că s-a îndrăgostit, triburile și junglele mozambicane. Bun găsit și bine ai venit în emisiunea noastră, Simona! Bine v-am găsit și mă bucur să fiu împreună cu voi. Este o emisiune pentru femei și nu numai, așa am declarat-o, dar sperăm că prin ceea ce ne vei spune se vor îmbogăți sufletește toți ascultătorii noștri. Acum tu ești în vizită din nou în țară și vei reveni acolo unde ți-au rămas gândurile, amintirile și poate uneori tristețile. De ce spun aceasta? Fiindcă ai câteva lucruri interesante să ne spui despre țara Mozambic și mai ales despre viața femeilor de acolo. Mozambic este o țară situată în sud-estul Africii, este pe coasta sud-est a Africii, este în vecinătatea țărilor Africa de Sud, Tanzania, Malawi și Zimbabwe. Pe partea cealaltă, Oceanul Indian. Dacă sunteți familiar cu insula Madagascar, Mozambic se află, este în paralel cu această insulă, Madagascar. Este o țară frumoasă, de 2,5 ori mai mare decât România, ca și suprafață. Populația este de în jur de 20 de milioane. Este o țară frumoasă, un popor deosebit, spre care Dumnezeu își întoarce fața acum în secolul 21. Ca și popor, au suferit foarte mult, au fost colonie portugheză pentru mai mult de 400 de ani, iar în anul 1975, când și-au câștigat libertatea, au intrat, din păcate, într-un război civil, deoarece guvernul care a intrat în conducerea țării era un guvern comunist, oamenii s-au răsculat și s-au ascuns prin păduri. S-a format o armată de eliberare care a luptat cu armata care era din partea guvernului pentru 12 ani. Au fost într-un război civil, un război crunt, în care statisticile spun că au murit peste 1 milion de oameni. Au murit din cauza rănilor și bombelor, au fost uciși, dar mulți dintre ei au murit și din cauza foametei, din cauza lipsei în care au trăit pentru așa de mulți ani. Dumnezeu a ridicat niște oameni care au fost gata să stea la dispoziția lui, un cuplu din Zimbabwe, soț și soție, Rod și Eli Hayen, care au avut curajul să se aventureze cu Dumnezeu, au trecut de partea rebelilor, i-au ajutat, le-au vorbit despre Dumnezeu, oamenii s-au întors la Dumnezeu, au avut așa o influență puternică încât au ajutat chiar la semnarea acordului de pace în anul 1992. De atunci, Dumnezeu a deschis o ușă spre libertate și democrație cât de cât în Mozambic. Ei au primit o nouă viziune din partea lui Dumnezeu să deschidă o școală biblică în centrul Mozambicului, într-un sătuc care se numește Inaminga.
Inaminga, în dialectul lor, înseamnă spin în carne. Totul la ei, toate numele sunt foarte semnificative. Ei au deschis școala aceasta biblică văzând nevoia de a pune baze biblice, cunoștințe biblice pentru liderii din Mozambic, pentru liderii credincioși, liderii religioși din Mozambic. Dumnezeu lucrează în mod deosebit, oamenii sunt schimbați în 6 luni de zile, cât durează cursurile biblice de acolo. Oamenii se întorc la Dumnezeu prima dată, îl cunosc pe Dumnezeu și se duc și schimbă comunitatea și triburile de unde ei vin. Eu personal lucrez cu această misiune, se numește Africa Oaiesu, care înseamnă Africa pentru Isus, iar lucrarea mea, în mod deosebit, este lucrarea cu copiii. Spune-ne de ce ai ales să lucrezi cu copiii, ce ți s-a părut interesant și ce crezi că s-ar putea schimba prin această lucrare? Când am ajuns prima dată acolo, în anul 2002, primul lucru care l-am văzut a fost zâmbetele copiilor și în inima mea s-a născut dorința de a păstra acest zâmbet care l-am văzut pe fețele lor și ca și adulți să crească ca mai târziu să schimbe națiunea lor pentru Dumnezeu. Copiii sunt deosebiți, sunt foarte frumoși, i-am iubit din prima clipă, Dumnezeu a pus o dragoste deosebită în inima mea pentru ei. Ei sunt foarte speciali și Domnul Iisus vrea să le spune asta, pentru că de atâta timp, din cauza tradiției, a culturii, ei sunt priviți foarte de jos, așa, sunt inferiori pentru părinți, pentru societate, și dorința mea este ca ei să-L cunoască pe Iisus, să ajungă să își cunoască valoarea și importanța în ochii Domnului și să aibă un viitor diferit de ceea ce națiunea și familiile, comunitatea lor le oferă. Cum ai ajuns la inima lor și cum sunt răniți copiii acolo? Care este viața lor în general și cum ai reușit tu să ajungi la inima lor să-i strângi în jurul tău? De prima dată când am ajuns acolo, m-au privit cam suspicios, până când reușesc să se uite la tine cu încredere, până să le câștigi încrederea, durează un pic. Eu mergeam în fiecare zi la ei în comunitate, îi vizitam la colibele lor, îi căutam pe acasă, mă jucam cu ei. În fiecare dimineață, la început, mergeam la ei acolo în trib și am făcut rost de o tobă. Băteau tobele vreo câteva minute și nu peste mult timp, nu mai vedeai cum ies capete de copii din tufișuri. Prima dată curioși, iar după aceea știind că o să fie ceva pentru ei, se adunau bucuroși, chemau pe alții, ne adunam peste 50-100 de copii, începeam să ne jucăm, cântam, le spuneam despre Domnul Iisus. Dorința și viziunea mea este ca pe viitor să lucrez cu grupuri cât mai mici de copii, pe vârste diferite și mai mult decât orice îmi doresc mult ca Dumnezeu să le deschidă mintea, vreau să îi învăț să scrie, să citească, să știe că ei pot să ajungă la potențialul și destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ei, pentru fiecare dintre ei. Ai vreun program special pentru ei? Te-ai gândit la ceva mai mult decât a-i aduna și a cânta împreună cu ei, cu cei mai ajuți? Practic. Mai nou am început un program, eu îi zic programul Papa, pentru că le oferim micul dejun în fiecare dimineață. Micul dejun constând în un fel de mămăligă albă, seamănă cu grișul nostru cu lapte dimineața, ei îl numesc Papa. Am văzut că, din păcate, marea majoritate sunt subnutriți, mănâncă doar o dată pe zi, nu prea multe proteine și legume sau fructe. Și ce mănâncă o dată pe zi? Mănâncă tot făina asta de mălai, de porumb, o fierb,
și o întăresc așa, o fierb așa de tare până când este tare de tot. Fac gogoloși în mână și o pun în sare și o mănâncă. Dacă în cazul în care le merge mai bine și au un pic de recoltă, fac un fel de fiertură de ierburi, de frunze de dovleac și asta este tocănița lor. Ei pun cu mâna, iau bucata de masă, de mămăligă, o pun în fiertura aia lor și așa mănâncă. Dar în mare majoritate mănânc, o pun în sare doar o dată pe zi, atunci când vin de la câmp, de la lucru. Ce caută copiii la câmp? Cum sunt priviți copiii acolo? În general, sunt proprietatea tatălui, așa cum soția sau soțiile sunt de asemenea privite ca și proprietatea bărbatului. La fel, un bărbat este considerat mai bogat dacă are cât mai multe soții și, bineînțeles, mai mulți copii. Ei sunt mână de lucru, sunt folosiți de dimineața până seara la lucru, împreună cu mama lor, să lucreze la câmp, să care apa. Care este situația fetițelor acolo? Ce parte este mai apreciată? Băieții, fetele? Fetele sunt mai speciale pentru că se pune un preț pe ele. În tradiția lor există lobola, care se numește prețul pentru mireasă. Fetele sunt plătite de băiat și familia băiatului. Fata de obicei, de fapt, n-are niciun cuvânt. Băiatul vine și discută cu părinții fetei, negociază, depinde cât e de deșteaptă, de puternică. Fetele sunt privite cam de jos. Din păcate, chiar dacă sunt educate, ele tot sunt o mână de lucru. Depinde cât sunt de bogați. Dacă în zona respectivă au câteva animale, o fată se poate cumpăra cu o pereche de boi. Dacă sunt mai săraci, o găină sau 2 kg de făină, un sac de făină, poate niște bani. Dacă nu sunt mulțumiți de ele, bineînțeles că nu este nicio căsătorie la biserică, legal, nu au nicio identitate, nu sunt înregistrați la stat, nimeni nu știe unul de celălalt. Din cauza aceasta, dacă nu le convine de fata pe care au cumpărat-o, atunci o iau frumos, o duc înapoi la părinți și cer banii înapoi. Deci fetele sunt considerate ca un fel de marfă sau sunt obiecte de lucru. Înțeleg că cea care este mai robustă, mai voinică, este mai apreciată, nu? Sau nu după frumusețe, după ce se ia? După inteligență și robustețe sau? După inteligență și robustețe și sănătate, bineînțeles, că să poată să aibă cât mai mulți copii. Cum este privită femeia? Ce statut are? Se înțeleg femeile, nevestele unui mozambican între ele, nu se ceartă, nu? N-ai auzit? Cum este situația acolo? Deci acum discutăm despre marea majoritate care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru că atunci când o familie se întoarce la Dumnezeu, se schimbă felul de a privi familia, valorile, bărbatul privește altfel soția, familia își o ajută de atunci încolo, pentru că înainte, când nu-L cunoștea pe Dumnezeu, bărbatul, ca și tradiție, din tată în fiu se transmite această autoritate și supremație, el nu trebuie să facă nimic. Pe vremuri, bărbatul mergea la război. El se ocupa de protecția familiei și vânătoare. Acum, pentru că este pace, nu mai este război, nu mai sunt războinici, nu mai sunt vânători și nu consideră un lucru de apreciat și de admirat ca să facă treaba care o făceau femeile pe vremuri. Deci femeile de dimineață își au copiii în spate, merg, asta dimineață înseamnă 4:30, 5 de dimineață, nu mănâncă nimic, își au copiii în spate și duc la câmp, își culeg recolta doar pe o zi, ei așa fac în fiecare zi, culeg atâta cât le trebuie pe o zi, iar ziua următoare merg din nou,
ea vine acasă, aduce lemne pentru foc, aduce apă, poate 4 km, merge pe jos, poate și mai mult, aduce câte 20 de litri de apă pe cap, copilul în spate, lemnele în față, vin acasă, fac de mâncare, se ocupă de copii, ele fac focul, deci tot ceea ce se face în casă și afară, pe câmp, este datoria și slujba femeii. Deci, din tot ce îmi povestești, eu personal mă îngrozesc. Femeia este pur și simplu un animal de povară. Și copii, și lemne, și bărbații, totuși, ce fac acolo? Cu ce se ocupă? Dacă le spui, eu chiar când am ajuns acolo prima dată, am fost foarte revoltată. Și le-am spus, chiar spuneam unui băiat care era credincios. I-am zis, era o fetiță în fața mea, de 9 ani, care purta 20 de litri de apă pe cap. Într-un bidon. Și am spus, du-te și ajută. Și a zis, nu se face așa ceva. Este o rușine pentru un bărbat să poarte poverile astea de 20 de litri sau lemne pe cap. Asta este treaba femeii, este tradiția noastră, este cultura noastră și voi n-aveți niciun drept să veniți și să ne schimbați tradiția și cultura. Așa au făcut tatăl meu, așa au făcut bunicul meu și așa au făcut toți de când ne știm. Și atunci, ei așa sunt, tradiția și cultura și obiceiile lor încurajează foarte mult această discriminare între bărbați și femei. Da, acum vorbim despre situația în general în Mozambic, pentru că, stimate ascultătoare, noi suntem românce, noi trăim aici într-o țară de care ne plângem că nu e civilizată, dar ascultați bine ce spune Simona, ce ne povestește. Ea se pare că s-a confruntat cu ceva cumplit. Parcă nu ne vine să credem că încă în zilele de astăzi există locuri unde femeia este tratată ca un animal. Spune-ne, Simona, totuși ce fac bărbații? Deci, cam asta fac. Stau în fața colibei. Dacă au ceva de băut, beau. Dacă nu, stau la discuții, povestesc. Când se mută și își construiesc case, asta este datoria bărbatului. Ei se duc în junglă, acolo unde consideră ei că vor să-și construiască coliba, defrișează tot, aranjează și construiesc coliba din lut. Ceea ce este o treabă probabil de maxim o săptămână. Așa, fiind o emisiune de femei, spune totuși, care e statutul lor când sunt mai multe neveste? Care este cea mai apreciată? Care e cea iubită? Care e șefă? Există așa ceva? Cum e situația reală acum? Deci, prima soție, în general, este aleasă de părinții băiatului. După aceea, sunt unele soții, unele femei, care văd că el are tendințe și are gânduri să mai ia altă nevastă. Și atunci, ca să nu aibă ea probleme mai târziu, ea este cea care o alege pe a doua sau chiar pe a treia. Alege una așa mai tăcută, mai cu minte, mai care să știe că o să fie supusă și cu care știe că nu o să aibă probleme. Preferă să fie ea cea care le alege pe celelalte două sau pe cealaltă, decât să fie el și să aducă una care să fie mai frumoasă, mai deșteaptă și mai bună ca și ea. Stai puțin, și ea acceptă bărbații să le aleagă lor alte neveste, prima nevastă? Da, pentru că asta este tradiția și cultura lor, li se pare ceva normal. Ai spus lucruri care nouă ni se par greu de acceptat, greu de gândit, de greu de suportat. Asta este cultura lor. Dar acum să trecem la alte aspecte. Oamenii, ai spus că au nevoie stringentă de Dumnezeu. Ei îl caută pe Dumnezeu, dar în ce găsesc ei plăcerea sau cum îl caută ei pe Dumnezeu? La ce se închină? Care este religia lor? Care este situația lor spirituală acolo? Mozambic este o țară peste 90% care practică ocultismul. Ceea ce înseamnă că ei se închină și le este foarte teamă de duhurile strămoșilor, nu doar a strămoșilor, a vecinilor, a părinților, a familiei. Ei sunt foarte conștienți de lumea spirituală, pentru ei lumea spirituală este foarte reală. Ei știu și sunt conștienți că avem un duh
care este veșnic. Problema cu ei este că după moarte ei cred că duhurile rămân între ei, le bântuie colibele și pot să le fac oricând rău, au putere foarte mare. Ei cred că după ce mor, ei trebuie să le îmblânzească, să le îmbune. De aceea pun ofrande. Sunt conștienți că au puteri supranaturale. Pot să le facă rău oricând. De aceea trăiesc în continuu cu teama că pot să fie atacați, poate să le omoare copilul, poate să le distrugă recolta. Și tot ceea ce fac este sub influența acestei frici. Este o persoană mai importantă într-un trib care le dă directive spirituale? Da, este vorba despre vraciul satului, vrăjitorul satului, care comunică cu aceste duhuri și, bineînțeles, că de fapt este vorba despre duhuri necurate, dar el spune că comunică cu strămoșii și prin tot felul de incantații și de practici păgâne ajută la implantarea acestei frici în inimile oamenilor. Ce se întâmplă cu oamenii care se întorc la Dumnezeu? Ei poartă tot felul de talismane, obiecte pe ei, tot felul de lucruri. Ce se întâmplă cu toate acestea? Ce spun ceilalți despre ei? În momentul în care este vorba despre o întoarcere reală, persoana respectivă care se întoarce la Domnul are puterea să renunțe la toate practicile păgâne, să își rupă aceste talismane de la gâtul lor și a copiilor, să le ardă în foc și să înfrunte vrăjitorul satului, vrăjitorul tribului și chiar neamurile și vecinii care se ridică toți împotriva lor. Asta, după mine, este o minune, această schimbare, pentru că, așa cum spuneau, ei sunt conștienți de lumea spirituală. Cred când le spui că există Dumnezeu. Problema este când ei trebuie să facă o diferență și să se țină doar de Dumnezeu și să renunțe la toate practicile lor păgâne. Cei din jurul lor, în general, încearcă să influențeze negativ, chiar îi amenință. Au fost cazuri în care îmi spuneau, dacă noi ne întoarcem la Dumnezeu și dacă noi renunțăm la practicile păgâne, neamurile noastre vin și ne dau foc la casă și ne lungă. În cazul în care totuși sunt acceptați și nu sunt omorâți sau alungați, atunci toți ochii sunt îndreptați spre ei și așteaptă să vadă că în scurt timp vor muri ca urmare a blestemelor puse peste ei și a duhurilor care îi vor ataca și vor omorâ. Văzând că nu se întâmplă nimic, ci dimpotrivă, există pace și armonie în familie, Dumnezeu protejează copiii de boli, recolta este mai mare, oamenii se miră și își dau seama că au fost înșelați. Și asta este cea mai mare mărturie, când un om de acolo, dintre ei, se întoarce la Dumnezeu și Duhul Sfânt schimbă în așa fel un om încât nu mai există teamă, nu mai există frică, ci încredere totală în Dumnezeu. Și atunci oamenii din jur sunt provocați să se schimbe și să-L primească pe Iisus și atunci se produc adevăratele schimbări și întoarcerea la Domnul. Acolo, în locurile bântuite de vrăjitoriile acestea, ție nu ți-e frică, Simona? Nu ți-apare vreodată un sentiment de teamă că duhurile de acolo te-ar putea ataca și ți-ar putea face rău? Nu, niciodată. Pentru că știu că cel care este în mine este mai tare decât cel ce este în lumea aceasta. Și știu că diavolul este un înșelător și este slab. Dumnezeu este cel care este tare și am văzut situații, am văzut cu ochii mei când vrăjitorii, chiar dacă vreau să ne atace, când chemam numele Domnului, dintr-o dată se opreau și dădeau înapoi. Sunt și vrăjitori care s-au întors la Domnul pentru că știu cui slujesc și ce Dumnezeu mare am. De asemenea, sunt atâția care se roagă pentru mine și mijlocesc pentru mine. Nu mi-e teamă, categoric nu mi-e teamă de ei. Doar mi-e foarte ciudă pe ceea ce face diavolul cu oamenii acolo.
Tu ești încrezătoare acolo și ai susținători aici în țară, ai lăsat aici confort și te-ai obișnuit să mergi kilometri întregi pe jos, ai povestit prin arșiță, prin junglă, uneori tânjești după puțină apă sau un duș. Cum te scoli tu dimineața? Care sunt gândurile tale, dorințele tale acolo în mijlocul acestui popor? Pentru fiecare zi, ce dorești? Pentru mine, faptul că sunt în voia Dumnezeu, eu mă simt foarte în siguranță și Dumnezeu îți dă harul, am văzut cum îmi dă harul, suficient pentru ziua respectivă. Avem un obiectiv de realizat și schimbarea pe care se produce în viețile oamenilor recompensează așa de mult sacrificiile care sunt mici pe care noi le facem, mai ales când ne gândim la sacrificiul pe care l-a făcut Domnul Iisus pentru noi. Nu mi se pare nimic extraordinar și încă consider că sunt binecuvântată de Dumnezeu dacă mă gândesc la ce a făcut David Livingstone și alții înaintea noastră care au săpat acest pământ și au laudat cu lacrimi și cu sânge și într-un fel acum ne culegem recolta a ceea ce au semănat ei cu sute de ani în urmă. Timpul este atât de limitat și ne pare rău că nu putem să povestim mai mult împreună. Oricum, stimate ascultătoare, cred că ați înțeles că există o diferență între dumneavoastră care trăiți aici și o altă persoană care și-a sacrificat, oarecum spunem noi, viața ca să ducă celor neștiutori cuvântul Evangheliei, mesajul dragostei, mesajul iubirii, să dispară teama și viața să fie privită din alte puncte de vedere. Ceea ce putem noi să-i urăm Simonei, eu din suflet doresc ca Dumnezeu să-i dea putere mai departe, iar dumneavoastră care ați rămas atinși de ceea ce v-a povestit Simona, privitor la misiunea ei în Mozambic, o singură dorință cred că are, să o susțineți în rugăciune. Viața ei să meargă mai departe și puterea lui Dumnezeu să fie peste ea ca nimic rău de acolo să nu atingă. Și tu, Simona, un ultim și scurt gând pentru ascultătoarele noastre de aici, din România, unele dintre ele care se plâng că viața e grea, au mulți copii, nu sunt destui bani pentru a achita cheltuielile și alte lucruri. Vis-a-vis de ce vezi acolo, ce le poți spune în scurte cuvinte? Vreau să vă încurajez. Dumnezeu vă iubește mult, sunteți foarte speciale în ochii Lui și pentru mine personal, care nu am copiii mei și din punctul acesta nu am familie, mie mi se pare cea mai mare misiune să crești copiii spre slava lui Dumnezeu și pentru gloria lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu nu te cheamă să îți lași familia și țara în care te-ai născut, să te duci într-o țară străină, tu ești misionar în familia ta, în societatea în care trăiești. Provocarea mea pentru dumneavoastră, pentru voi toți, este încercați să trăiți cât mai aproape de Dumnezeu, să-i auziți bătaia de inimă pentru o lume care plânge în nevoi, care moare în păcat, și împliniți-vă menirea și scopul pentru care Dumnezeu v-a creat pe acest pământ și Dumnezeu să vă ajute să trăiți minuni în fiecare zi, să vedeți oameni schimbați, să vă creșteți copii cu frică și temere Dumnezeu, să formați oameni care mai târziu să schimbe lumea pentru El. Simona, îți mulțumim și încă o dată dorim ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze viața, drumurile tale să fie deschise și călăuzite de El și să fii păzită întotdeauna de Cel ce este veghetor și Cel ce iubește lucrarea de mântuire. Stimate ascultătoare, dragile noastre care ne-ați urmărit în aceste minute, doresc din suflet ca până la o nouă întâlnire să vă puneți problema vis-a-vis de viața fiecăruia dintre voi. Sunteți cu totul devotate lui Dumnezeu în planul Lui de lucrare. Dacă nu, există timp pentru schimbare. Așa să ne ajute Dumnezeu. La revedere și El să ne binecuvinteze. De această dată, Simona Caba, misionară în Mozambic, și Lidia Iliese, realizatoare acestei misiuni, vă spun la revedere. E frumos când poți în viață să fii darnic și milos, să te duci de dimineață, să ștergi lacrima răsleață. E frumos
E frumos când zboară anii, să-ți faci viața un prim nos, să hrănești cu drag orfanii, să-i ajuți pe toți sărmanii. E frumos, însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om pe oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. E frumos, e frumos când poți în viață să fii darnic și milos, să te duci de dimineață, să ștergi lacrima răzleață. E frumos, e frumos. E frumos când nu-i răpusă jertfa ta d-un gând fălos, când în taina nepătrunsă îți faci haina cea ascunsă. E frumos, însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om pe oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. Însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om pe oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. E frumos, la inimă. Pentru noi, femeile.